Sunt ferm convins că cei care ați ales ca în dimineața aceasta să fiți aici, ați făcut-o cu sentimentul că faceți un lucru bun, stând în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vă va răsplăti pe fiecare. Și în măsura în care inimile noastre sunt dispuse să se deschidă înaintea lui Dumnezeu, El poate să facă lucruri minunate pentru fiecare dintre noi. Am avut parte de o viață destul de agitată, în viteză. Unii dintre dumneavoastră știți, m-am confruntat cu o boală groaznică, copilăria mea am petrecut-o prin spitale, iar apoi Dumnezeu a făcut o minune în dreptul meu și m-a făcut să mă simt bine. Și cu fiecare experiență pe care am avut-o în viață, am început să înțeleg tot mai mult ce vrea Dumnezeu, ce așteptări are de la mine. Am ajuns astăzi la concluzia că singurul lucru probabil care contează în viață este să fii dispus să te deschizi înaintea lui Dumnezeu și să lași să lucreze în tine. Și în dimineața aceasta, pentru câteva minuțele care ne-au mai rămas la dispoziție, aș vrea să dezvolt puțin ideea aceasta. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Am observat că foarte mulți dintre creștini, printre care ne numărăm și noi, merg cu frâna trasă, frâna de mână trasă. Cei care aveți carnet de conducere știți ce înseamnă asta. Când tragi frâna, indiferent unde vrei să mergi, lucrurile merg foarte greu. Și am observat un lucru foarte interesant, că noi, ca și creștini, mergem de foarte multe ori cu frâna de mână trasă. Oprim ceea ce vrea Dumnezeu să facă în noi. Și vă dau câteva exemple. Vine într-o zi o persoană la cineva și spune, uite, ai vrea să înalți rugăciunea? Și acel cineva ce răspunde, ajutați-mă. Nu. Sunt mai smerit așa. Nu vreau eu să... Las pe alții. De fapt, aici nu-i vorba de smerenie. Nu-i vorba că lași pe altul. Este vorba că refuzi, tragi frâna și Dumnezeu ar vrea să lucreze în tine. Și am constatat după atâta vreme, am constatat că singurul lucru care contează și e foarte important în viață este să nu tragi frâna, să nu-L oprești pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în tine și prin tine. Vine cineva și spune, uite, ai vrea să cânți? Un cântec, știu că le ai cu cântatul. A, nu. Sau te invită cineva, hai să facem o repetiție. Hai să... Și dacă ești omul lui Dumnezeu, înțelegi că acel mesaj a venit de la Dumnezeu. Și n-ar trebui să tragi frâna de mână. Lasă pe Dumnezeu să lucreze în tine și prin tine. Este un pasaj în Cartea Apocalipsei, în capitolul 3, versetul 20, pe care îl cunoaștem foarte bine, cei mai mulți dintre noi, și care spune așa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra și voi cina cu el. Și el cu mine. Vom avea o părtășie specială. Noi nu suntem chemați să îndeplinim o normă. Nu suntem chemați să facem un plan. Cei care ați fost contemporani cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, știți că la vremea aceea fiecare muncitor avea un plan de făcut. Și am aflat și după Revoluție că există biserici care au planuri de făcut. Am plan 2 ore, povestea cineva, noi avem un plan de făcut, avem o normă, 2 ore în fiecare zi trebuie neapărat să facem misiune. Să vorbim cu cineva, să împărțim pe stradă reviste, să mergem în casele oamenilor, dacă nu ne primesc, spune acolo, intrați cu forța. Și faceți evangelizare, faceți-i pe oameni ca și voi. Și Domnul Iisus Hristos spune, voi nu sunteți chemați să îndepliniți un plan, să îndepliniți o normă. Și mi-aduc aminte când venea Ceaușescu prin Timișoara, se știa traseul pe unde trece și pe unde trecea el se refăceau toate drumurile. Asfaltul, se trasau linii de toate semne de circulație, pomi erau coafați așa, tăiați. Dacă mergea undeva într-o livadă și merii în anul acela nu reușiseră să dea destul rod, mai agățau câteva mere în pom. Ca să dea bine, trebuia să faci normă. Și Domnul Iisus Hristos spune, tu nu trebuie să faci nicio normă. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci în viața asta este să te deschizi, să mă lași pe mine să lucrez în tine. Să nu mai spui nu.
Și am înțeles că noi nu suntem chemați să facem o normă, noi suntem chemați să ne deschidem înaintea lui Dumnezeu. Și spune Domnul Iisus Hristos aici, iată, eu stau la ușă și bat. Aici nu e vorba de norma pe care trebuie să o faci tu. Aici este vorba de prezența mea. Eu stau la ușa ta. Eu stau la inima ta. Și printr-un om, prin altul, indiferent, pe cine aleg eu, nu-i treaba ta. Eu bat la ușa ta. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci în viața aceasta este să te deschizi și să mă lași pe mine să lucrez în tine. Și dacă faci lucrul acesta, vei vedea unde te voi duce. Până și judecata va ține cont de aspectul acesta. Și personal am ajuns la concluzia că în ziua judecății, niciunuia dintre noi nu îi se va cere să arate cât a făcut. Am auzit predici de genul, ai câștigat 3 oameni la Hristos? Adică i-ai făcut pe oameni să iau o decizie în viață, să-L primească pe Iisus? Câte stele vei avea în coroană? 3. Ăia care au reușit mai mult, vor avea mai multe. Mă gândesc că unii vor avea capul plin cu stele. E comic, așa? Nu e comic, e trist că cineva a ajuns să creadă așa. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu, nu e vorba de normă, nu este vorba de ceea ce trebuie să faci. Dacă nu faci, sunt niște condiții. Și dacă nu faci și nu le împlinești, nu se vor întâmpla lucruri mari în viața ta. Și spune Domnul Iisus Hristos, în ziua judecății, fiecare va răspunde de disponibilitatea pe care a avut ca să se deschidă înaintea lui Dumnezeu. Ai fost disponibil atunci când Dumnezeu te-a chemat? Ai fost dispus să deschizi, să te deschizi și să lași pe Dumnezeu să lucreze? Și cei care spun da, vor fi binecuvântați. Dumnezeu este Cel care ia inițiativa. Spune, eu stau la ușă și eu bat. Partea pe care o am eu de făcut este să îl las pe Dumnezeu să lucreze în mine. Și după ce a reușit Dumnezeu să lucreze în mine, va putea să lucreze și prin mine. Spunea un om al lui Dumnezeu odată într-una dintre scrierile sale, un om deosebit, un om care se vede că a avut un contact permanent cu Dumnezeu, spunea în felul următor, succesul omului lui Dumnezeu nu constă în capacitățile, în abilitățile sale, înnăscute. Nu stă în experiența pe care o are de viață, ci stă în gradul de consacrare și jertfire de sine în care își îndeplinește lucrarea. Repet din nou ideea aceasta, poate a fost un pic mai complicat. Succesul unui om al lui Dumnezeu, și ce înseamnă succesul? Atunci când reușești să vorbești unui om despre Dumnezeu, iar omul acela își schimbă calea și omul acela îl urmează pe Dumnezeu. Omul acela e mântuit în urma lucrării pe care ai făcut-o. Și spunea omul acela, succesul omului lui Dumnezeu nu stă în abilitățile pe care le are, în capacitățile lui înnăscute, nu stă în experiența de viață pe care o are, ci în gradul de consacrare. Și consacrare înseamnă cât reușesc eu să mă deschid înaintea lui Dumnezeu. Cât îl las pe Dumnezeu să lucreze în mine. Nu-i vorba de ce fac eu. Păgânismul se bazează pe fapte. Dacă faci lucrurile astea și ai o listă întreagă, atunci Dumnezeu te va privi pe tine cu ochii binevoitori. Iar cel care nu reușește să facă, Dumnezeu îl va scoate afară. Asta este esența păgânismului. Fă fapte bune ca să le atenuezi pe cele rele. Dar Domnul Iisus Hristos spune, nu, voi n-ați fost chemați la o normă. Eu stau la ușă și bat. Partea voastră este să vă deschideți și să lăsați pe Dumnezeu să intre, să lucreze în voi și prin voi. Atunci când mă duc la servici, există o discuție din aceasta, poate nu tocmai plăcută. Cineva se trezește să spună un banc, tocmai despre Dumnezeu. Dumnezeu mi-aduce aminte. Spune, nu. Acum ar fi momentul să spui și tu ceva. Să le spui oamenilor ce se întâmplă când vor zice bancuri despre Dumnezeu. Să le spui oamenilor anumite lucruri pe care le-ai învățat. Voi trage frâna de mână sau voi lăsa pe Dumnezeu să lucreze prin mine? Esența păgânismului este fă fapte bune, îndeplinește-ți norma ca să fii primit de Dumnezeu. Dar creștinul autentic știe că Dumnezeu nu l-a chemat la norme, nici să aghețe mere în pom ca să arate mai bine, nici să refacă drumul înainte de a veni Iisus, nici să se adune în camera de sus și să stea acolo 10 zile și după 10 zile vede că nu s-a întâmplat nimic, cum au pățit-o destul de mulți oameni, au încercat să forțeze mâna Duhului Sfânt să se coboare cum s-a coborât și atunci. Și după 10 zile nu s-a întâmplat nimic. Pentru că a lipsit un lucru. Știți care? Și-au dorit să le facă pe toate, mai puțin să-și deschidă inima și să lase pe Dumnezeu să lucreze.
E un lucru foarte frumos ce am descoperit. Revelația aceasta pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Că deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu nu e confesională. Fie că sunt adventist sau ortodox sau catolic, același lucru trebuie să-l fac. Nu e politică, nu e vorba de nimic altceva. Nu e vorba de o politică a unei biserici. Și îmi place atât de mult pasajul acesta în care Domnul Iisus Hristos spune: eu bat. Dacă cineva este dispus să se deschidă înaintea mea și să mă lase pe mine să intru și să lucrez acolo, se vor întâmpla lucruri minunate. Se va întâmpla că eu voi sta la masă cu el și voi cina cu el. Asta în cazul în care omul acela nu se hotărăște să tragă frâna de mână. Concluzia momentului de devoțiune și a descoperirii pe care mi-a făcut-o Dumnezeu în dimineața aceasta este foarte simplă. Lasă pe Dumnezeu să lucreze în inima ta. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în tine și prin tine. Știți ce a făcut Noe? Pe lângă corabie. Asta nu este esențial. Ce a făcut Noe? L-a lăsat pe Dumnezeu să lucreze în el. Și pentru că l-a lăsat pe Dumnezeu să lucreze în el, a reușit să facă și corabia. Noe, ce a făcut Iov? Inițial spune că a făcut multe fapte bune. Doamne, dacă ochii mei, dacă ar fi trecut vreun sărac pe lângă mine și nu l-aș fi îmbrăcat, dacă cineva ar fi fost foame și nu ne-aș fi dat de mâncare, esența păgânismului. Și la un moment dat Iov înțelege că le-a făcut pe toate, dar nu și-a deschis de tot inima înaintea lui Dumnezeu. Așa a făcut și Daniel, așa a făcut și Iov, așa a făcut și Noe. Totuși, pe lângă toți oamenii lui Dumnezeu care a înțeles aspectul acesta, lucrarea cea mai importantă și cea mai mare pe care avem de făcut pe acest pământ nu sunt faptele bune. Ele vin în mod natural atunci când Dumnezeu locuiește în tine. Însă lucrarea cea mai importantă este ca de fiecare dată când Dumnezeu bate la ușa inimii tale, indiferent că ești ortodox, catolic, adventist, baptist, pentecostal și orice altceva, atunci când Dumnezeu bate la ușa inimii tale, să-ți deschizi inima și să spui: Doamne, sunt dispus să mă schimbi. Știu că am greșit, știu că există lucruri care nu sunt așa cum trebuie, sunt dispus să învăț. Sunt dispus să mă deschid. Sunt dispus să te las pe tine să faci o lucrare în inima mea. Și omul acela zicea: nu abilitățile, nu capacitățile pe care le are un om îl face să fie apt pentru lucrare, ci disponibilitatea lui de a se deschide, spune, consacrare și jertfire de sine. Adică și disponibilitatea lui de a suferi în urma lucrării lui Dumnezeu. Mă bucur că mi-a descoperit Dumnezeu lucrul acesta. Am ținut foarte mult să vi-l spun și dumneavoastră. Este vorba de o împărtășire a unui adevăr pe care m-a făcut Dumnezeu să-l înțeleg. Indiferent de lucrurile pe care le-am făcut în viața aceasta, indiferent de deciziile pe care le-am luat, cred că cea mai importantă decizie a fost ziua în care m-am hotărât să las pe Dumnezeu să lucreze în mine. Și în ziua aceea Dumnezeu a lucrat. Mă rog ca fiecare zi a vieții noastre să fie o astfel de zi. Să nu mergem cu frâna de mână trasă. Nu vom ajunge niciunde. Pentru că Domnul Iisus zice: iată, eu stau la ușă, eu bat și aștept un singur lucru. Ca voi să vă deschideți și să mă lăsați pe mine să lucrez. Dar, Doamne, te primesc în casa mea, dar nu vreau să-mi faci curat în frigider. Acolo mai sunt lucruri care îmi plac. Aș vrea să lucrez, dar nu în aspectul acesta. Aș vrea să le lași mai la urmă. Dacă mă lași și nu tragi frâna, voi lucra în toate aspectele vieții tale. Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude bătaia mea și dacă este dispusă să se deschidă și să mă lase să lucrez, vom ajunge să avem o părtășie specială împreună. Voi cina cu el sau cu ea și ea cu mine. Exemplu cel mai covârșitor și cel mai clar pe care l-a avut vreodată omenirea este chiar Iisus Hristos, Domnul nostru. Știți care au fost cuvintele care au încununat lucrarea Lui? Eu n-am venit să fac voia mea. Eu m-am deschis și tot ce fac, fac ca urmare a lucrării Tatălui meu în mine și prin mine. Sfânta Scriptură ne descoperă un lucru uimitor. Că El este exemplul desăvârșit a ceea ce înseamnă să te lași modelat de Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Repet, e neconfesional. Fiecare om are datoria ca în momentul în care Dumnezeu vrea să lucreze în viața lui, să se deschidă și să lase pe Dumnezeu să lucreze așa cum vrea El.
Și cine face așa, spune Domnul Iisus, va fi binecuvântat. Și cine face așa, va avea parte de o masă împreună cu Dumnezeu. Și masa aceasta, părtășia aceasta, se va extinde, așa cum s-a rugat și sora, până în împărăția lui Dumnezeu. Dragilor, vă doresc să aveți parte de asemenea lucruri, îmi doresc și mie și tuturor celor pe care îi cunoaștem. Nu uitați, lucrarea cea mai importantă pe care o așteaptă Dumnezeu să o facem, în primul rând, este aceea să ne lăsăm modelați, schimbați de El. Când auzim bătaia Lui în ușă, să ne aducem aminte că Dumnezeu vrea ceva de la noi. Să ne deschidem inimile și să lăsăm pe Dumnezeu să ne modeleze caracterele, viețile, știind că într-un final, chiar de va fi să trecem prin anumite suferințe, vom avea bucuria să stăm la masă cu El.